Pompierii își deschid porțile de ziua protecției civile din România. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj organizează joi ziua porților deschise. Manifestarea are loc ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea protecției civile în România, eveniment sărbătorit oficial pe 28 februarie 2013. Și a venit să desfășurăm o conferință de presă cu tema ziua protecției civile. De altfel, mâine, 28 februarie, sărbătorim ziua protecției civile. Moment aniversar pentru inspectoratul nostru. Este o dată când regele Carol al II-lea, prin înalt decret regal, a aprobat în 1933 regulamentul apărării contra atacurilor aeriene ca o necesitate a protejării populației, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primului război mondial, constituind actul de creare a protecției civile în România. Protecția civilă s-a afirmat ca entitate distinctă sub diferite denumiri și a funcționat prin alternanță în structura Ministerului de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Război, Ministerul Aerului și Marinei, iar de la 1 ianuarie 2001 a revenit în structura Ministerului de Interne. De-a lungul anilor, indiferent ce denumire a purtat și în ce structură s-a aflat, a desfășurat o intensă activitate. S-a dovedit utilă și a slujit numai intereselor naționale, protejând viața, bunuri materiale și valorile de patrimoniu. Sub acest aspect sunt relevante profesionalismul, cutezanța și devotamentul manifestat, atât în cel de-al doilea război mondial, cât și pe timpul numeroaselor dezastre, inundații catastrofale din anii 70, anii 75, anii 90, anii 2000. Și cu tremurul devastator din anul 1977 și totodată să nu uităm accidentul aviatic de la Balotești din 1995. Ziua Protecției Civile găsește arma Protecției Civile în structura Ministerului Afacerilor și Interne la ora actuală, care împreună cu pompierii militari formează o structură profesionistă pe linia situațiilor de urgență, care acționează cu eficiență, profesionalism și rapiditate pentru îndeplinirea misiunilor specifice stabilite în competență, având ca obiectiv prioritar interesele cetățeanului. De altfel, această structură s-a format în decembrie 2004 prin unificarea Inspectoratului de Protecție Civilă cu grupurile de pompieri județene, formându-se Inspectoratele pentru Situații de Urgență și respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisul al județului Sălaj. Astăzi, la cei 80 de ani de existență, această structură este o structură flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere și siguranță cetățenilor. Pentru a marca acest eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va organiza o serie de activități și un simpozion cu sprijinul colegilor din cadrul Direcției Județene a Arhivelor Naționale. Mulțumesc. De asemenea, mâine va fi declarată ziua porților deschise, moment la care sunt așteptați cei interesați să viziteze unitatea și tehnica de intervenție va fi prezentată. De asemenea, mai sunt așteptați și copii și elevi de la diferite instituții de învățământ din județ. Precum a spus și colegul meu, se va organiza un simpozion pentru a marca cei 80 de ani de existență a protecției civile în România, la care vor participa cadrele și va fi organizată împreună cu colegii noștri de la Arhivele Naționale. Și de asemenea, ieri s-a desfășurat mai multe competiții sportive în care au participat cadrele subunităților ISU pe diferite sporturi, cum ar fi mini-fotbal, tenis de masă și șah, în cadrul Cupei Protecției Civile. În continuare, aș vrea să spun că, într-adevăr, protecția civilă a apărut ca și o necesitate în urma celui primului război mondial și, în special, ca o protecție a personalului și bunurilor materiale împotriva atacurilor aeriene. Și sigur că înainte de 1933, atunci, cum au spus colegii, a apărut printr-o hotărâre a regelui României din acea vreme. Au apărut înainte de asta, cum spuneam, alte acțiuni la nivel zonal, regional, tocmai pentru a proteja populația. Și aș vrea să enumerez aici câteva acțiuni întreprinse în 1916, deja vedem în timpul războiului mondial, primului război mondial, prefectul capitalei emite ordonanța măsuri contra atacurilor aeriene. Deci a fost o primă măsură zonală pe linie de protecție civilă. De asemenea, în 1925 se înființează serviciul apărării contra gazelor în armata română.
Deci asta iar este o acțiune în afară de cea care a apărut la nivel național. În 1929, decizia Consiliului de Ministri aprobă instrucțiuni provizorii pentru organizarea protecției civile contra gazelor din timpul războiilor. Deci ați văzut că tocmai necesitatea înființării acestei activități a apărut de la primul război mondial. Eu aș vrea să enumerez un pic atribuțiunile de început a protecției civile, ca să vedem că locul protecției civile este normal să fie acum împreună cu pompieri, să vedeți că au avut acțiuni comune. Și anume, în timpul războiului, celui de-al doilea război mondial, au apărut înființate niște unități speciale de apărare pasivă cu următoarele misiuni. Prevenirea la timp a populației despre apropierea atacului aerian, deci asta era primul lucru care trebuia făcut, populația trebuia avertizată, prevenită, să se adăpostească în mod special. Camuflarea cât mai bine posibil a obiectivelor terestre de vedere a aeronavelor, deci pe timp de noapte, că nu s-a prea spus de aici, pe timp de noapte luminile se stingeau în mod special în timpul războiului, ca să nu fie depistate zonele locuibile sau acolo unde nu se puteau stinge lumină, că era necesară o activitate, se camuflau, adică se puneau în ferestre perdele negre care să nu poată să împiedice identificarea obiectivelor sau zonele locuibile în timpul războiului. Limitarea efectelor bombardamentelor inamicului. Asta iară era o măsură și o atribuțiune a activităților din acea vreme. Asigurarea și îngrijirea răniților sau victimelor la gaze. Înlăturarea bombelor neexplodate și dezamorsarea lor. Activitatea care o regăsim sigur acum cu o frecvență mai rară, dar în momentul ăla erau chiar foarte multe bombe care nu erau explodate și erau periculoase pentru populație, erau înlăturate și dezamorsate. Înlăturarea sau limitarea marilor incendii, era, pe vremea războiului, iar la fel, erau foarte multe incendii datorită bombardamentelor și altor acțiuni. Aici vedem că deja se interferăm cu pompieri așa cum o facem și acum. Ridicarea și înlăturarea marilor dărâmături, tot așa datorită bombardamentului, repararea imobilor avariate de incendii sau bombardamente, era o altă misiune, misiunea protecției civile din acea vreme a războiului, ridicarea de tabere pentru evacuarea de sinistrați sau adăpestirea materiilor și a valorilor materiale. Astea sunt misiunile pe timpul războiului. Ați văzut că tocmai din cauza necesității protecției populației și valorilor materiale și culturale au fost atribuite acestei arme anumite misiuni pe care le-a, în timp le-a desfășurat cu succes. Sigur că imediat după război s-a ajuns la concluzia că trebuie pregătită populația. De aici a venit și necesitatea introducerii de oră de apărare pasivă în cadrul școlilor. După război, deci imediat s-a încercat să pregătească populația și în special elevii, studenții, prin introducerea de ore suplimentare pe partea de pregătire. Sigur, cum spuneau colegii, arma protecției civile la început a fost Ministerul de Interne. Ulterior, în 77 s-a trecut la Ministerul Apărării Naționale și în 2000 din nou să revină în cadrul structurii actuale și consider că activitatea protecției civile cu pompierii este un sistem foarte integrat și cred că misiunile pe care le avem și au fost enumerate aici le îndeplinim cu succes împreună cu pompierii. Încă o dată apreciez că forma actuală de organizare a protecției civile în cadrul situațiilor de urgență este cea mai corectă și că sperăm că vom face față la misiunile pe care le avem și mai ales în județul Sălaj să ne îndeplinim cât mai bine aceste sarcini pe care le avem și
misiune. Vă mulțumim. Cu acest prilej dorim să vă mai reamintim că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porlisum al județului Sălaj este implicat și în programul Să știi mai multe, să fii mai bun. Anul trecut s-a numit Școala Altfel, lansat de Ministerul Educației, program ce se va derula în perioada 1-5-4-2013. Activitățile de informare preventivă a copiilor și elevilor se vor desfășura atât la sediul ISU, prin organizarea Zilei Porților Deschise, cât și la mai multe instituții de învățământ din județ și vor cuprinde diverse activități de informare preventivă a elevilor și a copiilor.